Domnule primar, aș vrea să discutăm despre această sursă foarte importantă pe care autoritățile locale o au în a finanța cele necesare orașului și mă refer la sursele de finanțare externe, surse de finanțare europene sau guvernamentale. Și aș vrea să vorbim despre în ce stadiu se află proiectele pe care le-ați avansat și ce proiecte intenționați să accesați pe viitor. Din nou, bună ziua! Bine ați venit! Ideea este că avem foarte multe proiecte. Avem proiecte în implementare de peste 45 de milioane de euro. Problema este că a trebuit să creez o finanțare suplimentară pe neeligibil pentru că avem foarte multe de peste 10 milioane de euro. În acest motiv am și accesat și am pregătit împrumuturile. Nu am tras din ele până la ora asta nimic, dar cu siguranță în următoarea perioadă și următorul an va fi anul greu de încercare pentru a duce lucrurile la final și atunci vom face apel și la aceste împrumuturi pentru că avem destul de multe lucrări complementare care sunt neeligibile pe proiect. Deci asta înseamnă că în următorii 2 ani, anul acesta 22, anul 2022 și anul 2023, se vor implementa în Călăraș cel puțin 65 de milioane de euro în diverse proiecte, începând de la strada București, care în luna iulie o să fie depus proiectul, până în 15 iulie depus proiectul și după aceea să dăm ordinul de începere ca să putem să facem strada București. Deja lucrăm la pietonal, așa cum o să vedeți când mergeți acolo. Deja avem ordinul dat de începere la pista de biciclete, la regenerare zonă vest și Navroma, asta înseamnă dezvoltarea unui parc de peste 8 hectare. Sunt multe proiecte care le avem în vedere și atunci suntem obligați să le facem până în 2023. Suntem pregătiți și pentru proiecte pe PNRR, suntem pregătiți pe toate axele care se vor deschide pentru a accesa bani, pentru că avem nevoie să dezvoltăm orașul. Da, pe regenerare urbană, deja ne gândim să dezvoltăm grădina zoologică, acolo se vor aloca peste 6 milioane jumate de euro pentru că vrem să facem o grădină zoologică europeană, să spunem așa, cu tot ce trebuie, pentru că suntem una din cele mai frumoase grădini zoologice din România și atunci, de ce nu, și din Europa. Ne gândim după aceea să dezvoltăm zonele dintre blocuri în care să facem spații de sport, de joacă, să devină tot spațiul pe care îl avem de la camere, video, parcuri, locuri de joacă, să devină funcțional pentru că Călărașul are nevoie. Cât de mult v-a afectat această perioadă în care, iată, să spunem că scăpăm de pandemie, apare criza aceasta din Ucraina și totul practic, oamenii de rând o resimt foarte acut, dar bănuiesc că o resimțiți și dumneavoastră, pentru că... Cu siguranță și administrațiile au resimțit aceste bulversări de prețuri, pentru că ne-a afectat și ne-a întârziat, adică nimeni nu a anticipat aceste creșteri de prețuri și atunci a trebuit să găsim formule de reajustare a prețurilor și asta numai datorită guvernului că a venit cu formule, cu ordonanțe în completare. Acum sunt discuții și discuții pentru că antreprenorii spun că nu ajung la un preț de cost și atunci încercăm să găsim formule economice în care să facem aceste lucruri să devenim funcțional pentru că nu renunța la anumite proiecte, pentru că dacă nu găsim formula câștigătoare de ajustare a prețurilor, atunci nu putem să ducem aceste proiecte mai departe. Dar noi cu siguranță le vom găsi și cu siguranță vom face aceste lucruri bune pentru călărășeni. Credeți că va fi necesară o reajustare și o renegociere a PNRR-ului? Da. PNRR-ul, așa cum ați văzut și dumneavoastră, declarațiile guvernamentale, sigur, trebuie să se reașeze pentru că erau bani duși într-o anumită direcție și anume foarte multă consultanță și nu era nimic concret. Acum, din ce am înțeles, guvernul deja
sunt în discuție cu Comisia Europeană să reajusteze Programul Național de Redresare și Reziliență și atunci cu siguranță vom avea bani mai mulți pe anumite zone. Noi avem zone avem sume prealocate, Călărașul are 12 milioane de euro, noi mergem pe clădiri cu eficiență energetică zero, mergem pe autobuze ecologice, trasee și ce mai avem noi acolo ca să putem să facem lucrurile funcționale pentru un Călăraș modern. Ați amintit faptul că municipalitatea a întreprins demersuri pentru a găsi fondurile care trebuie să... Discutăm de fonduri pe toate axele. Dacă e să luăm de la... Am vorbit de PNRR, am vorbit de PNI, pentru că vorbim de fonduri guvernamentale, suntem pregătiți cu tot ce ne dă guvernul, pentru că avem alocați 43 de milioane de lei și atunci vom asfalta Mircea Vodă și Măgureniu, toate aceste zone, și atunci rezolvăm problema Călărașului, pentru că aceste zone au fost lăsate în secolul XIX, pentru că nu au avut nimic. Și atunci închidem, până în 2024, închidem și aceste cartiere și atunci le readucem în secolul XXI. După aceea, dacă ne ducem pe axele de la AFM, la AFM iar se deschid tot prin zona de PNRR, dar cu destinație pe AFM, avem conectare, canalizare și apă, ghiduri pentru prima conectare la apă și canal, câte 2000 de euro de fiecare locuință. Am accesat și pe această zonă, modernizare iluminat, atât pe zona de lămpi, cât și pe zona de schimbare cu tot extindere cu stâlpi. Deci suntem pregătiți pe toate axele. Vrem tot așa pe eficiență energetică, pentru că se deschis o axă pentru blocuri și atunci vom reface eficiența energetică la blocurile sociale pe care le deținem. Deci sunt foarte multe proiecte și mi-e foarte greu să vorbesc în 5 minute, pentru că proiecția noastră pentru viitor este foarte vastă și nu ne dăm la o parte de accesa niciun fel de axă ca să nu atragem bani la Călăraș. Iar primăria este pregătită să și susțină partea de cofinanțare. Bineînțeles, așa cum v-am spus, am anticipat că vor veni vremuri mai grele și am accesat două împrumuturi, unul de 40 de milioane și unul de 60 de milioane, de care nu ne-am atins, dar cu siguranță în viitor, pentru a putea finanța și cofinanța aceste proiecte, îi avem și în momentul în care avem nevoie, în următorii 2-3 ani, vom trage din ei.